dă stres, începe America Express! Pentru început, pregătiți-vă! Această casă colonială primește în fiecare an sute de oameni cu probleme oftalmologice care învață să vadă lumea folosind sistemul Braille. O idee ca... Asta va trebui să o faceți și voi. Această lecție este foarte importantă în găsirea celor patru bucăți de hartă. Dacă... Lecția asta e foarte importantă pentru că dacă o ducem la capăt, o să ne dea indiciu care ne duce la prima bucată din cele patru de hartă. Da, e foarte important. Deci e foarte important să ne mișcăm repede. Repede. Soi Adrian, mulțumesc, senior. Ajungem la o masă și găsim un nene atât de drăguț și simpatic. Nevăzător. Și am făcut cunoștință cu mâinile așa. Bă, emoționant. Buenos días para todos. Buenos días. Mi nombre es Jonathan Forestieri Caballero. En esta oportunidad voy a ser su profesor de Braille. El cu un zâmbet așa pe buze și totul era, el avea o energie atât de plăcută. Ne-am pus ca să ne simtă, că totul e să simți aici, nu e să auzi și să simți mai mult. Vamos a ver en esta ocasión los números del 1 al 0. 1 a 0. Correcto, sí. Aquí les entrego, les hago entrega de estos son unas regletas o pizarras, y aquí hay unos pines. Sí, pines, sí, señor. Con los cuales ustedes van a realizar los números. Sí, señor. Ne-a arătat că sunt niște pine aici care se băgau cu niște chestii de lemn așa. Foarte important, ne-a arătat un tabel unde era un numărul găurelelor unde trebuie să vină pine. Sí, sí. 1, 2, 3, 4. Hay un cuadro, correcto, donde están los 6 puntos. A partir de estos 6 puntos que están aquí, a mano derecha está. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și arătați pașa, adică arătați spre. Știa exact direcția în care e tăblia. Esa es cajetín. Cajetín, sí, sí. En cada cajetín van los números. Sí. Es decir, un cajetín tiene 6 puntos. El otro... 6 puntos, sí. Cajetín, 6 puntos. Entonces, en cada uno va un número. Sí, señor. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Perfecto. A partir de la combinación de los puntos, sí, se hacen los números. No independientemente del número de los pines. Fiecare 6 puncte de la e o cifră. Mă, ține minte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, pinuri. Alea sunt pinuri. Da, astea sunt găurelele. Bun, acum ne-a arătat care e numărul 1. Bunul ne-a arătat care e numărul 2. Dosez con dos de esto. Dos? Aha, entiendo. Ok, con dos de esto, no? Con dos de esto. Și atât. Și acum, gata. Nu mai vedeți nimic, ne leagă la ochi. Concentrare, baby, da? Legați la ochi, au început să ne explice cum sunt următoarele numere. Nu, prima dată a fost 1, după aia la 2, încă 2 pini. Aici m-am pierdut. Și mi-a zis super bine, bravo, și lui zice nu e bine. Aici bine, nu înțelegeam ce, cum, pentru că în capul meu e vraiște tot timpul. Corecto, pero debe ser en el segundo. Segundo, no, en el primero. No en primo, el al primero, ya el uno está... Deci separat, okay. Baby, separat, de la 1 la 0. Noi trebuie să facem numele de la 1 la 0 până în capătul ăsta. Pun la 1, dar pun și la încă 1 la 2, mai pun 1 ca să fie 2. Eu nu înțelegeam ce înțelege. Păi, ai 10 pătrățele cu 6 găuri fiecare. Okay. În alea 10 pătrățele, noi trebuie să facem numere de la 1 la 0. În primul ai deja 1. În al doilea pătrățel trebuie să faci 2. Și unde îl pun? Păi n-ai văzut tabelul ăla, pun două, nu, pinuri, două pinuri. Da, în primul pin de sus stânga și în al doilea din mijloc stânga. Scot pe unul și ca să fie doi, mut aici, pun doi, nu. Tu jucai șah, ce dracu făceai cu pinuri? Ce făceam? Bar, n-am ce făceam, era și întuneric, eram panicat. Mamă, ce ciudat e să nu vezi nimic, să-mi bag picioarele. Nu. 1, 2, 3, a fost America Express.